Creat și folosit încă din evul mediu, bitterul suedez s-a dovedit a fi un adevărat elixir capabil să mențină sănătatea și starea de bine a organismului. Chiar și în ziua de azi, adepții medicinei naturiste se bucură de proprietățile sale vindecătoare. Bitterul suedez este un elixir universal descoperit încă din evul mediu de către legendarul savant și alchimist Paracelsus, care a vrut să creeze un elixir din plante pentru prelungirea vieții. Timp îndelungat, rețeta a fost dată uitării, fiind folosită și transmisă din moși strămoși, doar într-o familie de medici suedezi numită Samst. Rețeta a fost găsită după moartea renumitului medic suedez, rectorul Facultății de Medicină, dr. Klaus Samst, printre scrisorile sale. Se pare că licoarea era într-adevăr eficientă, deoarece atât doctorul Samst, cât și părinții și bunicii au trăit până la vârste venerabile. Picăturile suedeze sunt un extract hidroalcoolic sau, altfel spus, o tinctură din plante medicinale amare. De ce amar? Pentru că plantele și gustul amar au o importanță deosebită în terapia naturistă. Remediile amare sunt un drenor puternic pentru ficat și vezica biliară, stimulează procesele de eliminare prin amplificarea peristaltismului intestinal, activează digestia prin sporirea secreției de sucuri gastrice. În plan psihomental, gustul amar este asociat dezamăgirii, iar în plan psihologic, rolul lor este de a elimina convingerile și ideile false a amăgirilor și tristeții. Bitterul suedez îmbunătățește capacitatea organismului de a se apăra și îl întărește, motiv pentru care dă rezultate foarte bune, chiar și când vine vorba de cancer. În aceste cazuri, o linguriță diluată în 250 ml de apă de 3 ori pe zi este suficientă și are rezultate foarte bune. Mare grijă doar să nu îl folosești nediluat, întrucât are o concentrație foarte mare de alcool și evită-l dacă ești însărcinată, întrucât poate declanșa avort spontan.